Salut! Îți mulțumesc că te-ai înscris pe una dintre platformele noastre, iar în acest video îți voi arăta pașii pe care i-ai de urmat acum. Acum că te-ai înscris, după ce vei urma pașii și în urma discuției pe care o vom avea, îți vom căuta persoana potrivită să-ți atingi scopurile, fie că ești elev, fie că ești profesor. Dacă ai nevoie de ajutor rapid, poți să accesezi prima pagina a site-ului și acolo vei găsi butonul de am nevoie de ajutor urgent. Îți lași numărul de telefon, iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp. Acum videoul îl voi împărți în două părți. Prima parte o să fie pentru elevi, iar cea de-a doua parte pentru profesor. Deci dacă ești profesor, poți să ardi direct la minutul. Deci dacă ai rămas pe această parte din video, cu siguranță ești elev sau un profesor care vrea să se uite la tot videoul. Dacă te înscrii ca elev, pe pagina de dashboard, adică prima pagină care ți apare după ce te-ai logat în contul tău, o să vezi un banner cu vreau să învăț. Dai click pe el și te redirecționează pe un formular. După ce ai completat formularul și l-ai trimis, intră înapoi pe pagina de dashboard și mai jos o să vezi un calendar. Din calendarul respectiv poți alege un interval de timp când să susții discuția cu noi. În discuția respectivă o să ne dăm seama mai exact ce vrei tu să înveți, pentru ce vrei să te pregătești și care ar fi profesorul cel mai potrivit pentru tine. În cazul în care vrei să fii contactat mai rapid decât este un interval disponibil pe calendar, poți să accesezi butonul de urgență de pe prima pagină și noi te vom suna înapoi. După ce ți-a repartizat un profesor, tu o să ai pe site acces la mai multe secțiuni. O secțiune importantă este cea unde poți programa o ședință. Pentru a programa ședința, trebuie să alegi durata acesteia, ziua și ora în care s-o susții. Dacă dorești, poți să te conectezi și cu Google Calendar, astfel ție și profesorului tău o să vă apară în Google Calendar eventul cu ședința de pregătire. Poate pentru o mai bună organizare este ceva util pentru amândoi. Prima dată, pentru a discuta cu profesorul repartizat, poți să intri pe secțiunea de chat online. Acolo poți să-i lași un mesaj profesorului, iar el o să te contacteze în cel mai scurt timp. Nu e neapărat să folosiți doar acest chat de pe platformă, puteți să vă mutați și pe alte platforme. Noi l-am implementat doar ca să fie mai ușoară tranziția atât pentru elev cât și pentru profesor. În cazul în care vreți să susțineți ședințele pe platformă, am implementat și un sistem de video call cu screen sharing. E foarte simplu de utilizat, username-ul care ți apare îl dai profesorului sau profesorul îți dă username-ul lui, îl introduci pe site și apoi îl poți suna. E foarte important ca după fiecare ședință să lași un feedback. Și cum funcționează chestia asta? După jumătate de oră după ce a avut loc ședința, dacă intri pe site, o să-ți apară o căsuță care spune lasă un feedback ședinței. Tu alegi un rating de la 1 la 5 și lași o scurtă descriere. Respectivul feedback nu ajunge la profesor, deci este vizibil doar pentru noi cei din staff și tendem să fii cât mai sincer pentru a ne da seama dacă profesorul tău este potrivit sau nu. Deci în cazul în care nu te înțelegi cu profesorul, nu e nicio problemă, putem să-ți găsim altă persoană. Considerăm că acest lucru este subiectiv și un profesor care are feedback foarte bun de la mai mulți elevi nu înseamnă că se va înțelege foarte bine și cu un alt elev. Deci ne poți contacta oricând și o să discutăm și cu profesorul. Noi lucrăm constant la platformă, astfel am introdus și un sistem de teme. Profesorul îți poate lăsa câteva exerciții de rezolvat până ședința următoare. Tu ca elev poți să lași comentarii exercițiilor, poate ai întrebări, nelămuriri. În cazul în care ai terminat un exercițiu, îl poți bifa ca făcut. Sau în cazul în care ai bifat din greșeală, poți să-l bifezi ca nefăcut. Astfel tu știi clar ce exerciții ai rezolvat sau nu din temă. Pentru a plăti, discuți cu profesorul, îl întrebi unde e cea mai ok metodă pentru a-i trimite banii, cel mai probabil prin transfer bancar, internet banking, cum este mai ok pentru amândoi. Deci pe site nu trebuie să plătești nimic, doar dacă vrei să achiziționezi unul dintre e-book-urile noastre, care conține o sinteză a materiei, dând click pe monedele din header-ul paginii. Îți mulțumim foarte mult că ne-ai ales și sper să ne auzim cât mai curând. Mult succes! După ce te-ai înscris ca profesor, intri pe pagina de dashboard, adică prima pagină care ți apare după ce te-ai logat în contul tău și trebuie să dai click pe bannerul Vreau să predau. Apoi, site-ul o să te redirecționeze spre un formular pe care l-ai de completat. După ce l-ai completat și l-ai trimis, revin înapoi pe platformă, mai jos o să găsești un calendar. În calendarul respectiv îți alegi un interval când te putem contacta și discuta mai multe detalii. În urma discuției vedem care este motivația ta, ce vrei să predai și mai exact cui vrei să-i predai. În momentul în care o să-ți fie repartizat un elev, o să primești un mail automat, dar o să încercăm să te contactăm și noi, ca să intri cât mai rapid pentru a discuta cu elevul. În momentul în care o să-ți fie repartizat primul elev, o să ai acces la mai multe secțiuni pe platformă. Pentru a discuta cu elevul, ai secțiunea de chat online. Acolo poți să-i lași un mesaj, iar el o să-ți răspundă. După ce elevul programează o ședință pe platformă, tu ca profesor trebuie să o accepți. În cazul în care nu o accepți, dar ședința a avut loc, se acceptă automat. După jumătate de oră după ce a avut loc o ședință de pregătire, dacă intri pe site, o să-ți apară o căsuță unde poți să alegi un rating de la 1 la 5 și să lași o scurtă descriere a ședinței.
Acel feedback nu este disponibil pentru elev, este vizibil doar pentru noi cei din staff, pentru a vedea dacă tu te înțelegi foarte bine cu elevul. Dacă vrei, poți să susții ședințele direct pe site, accesând sistemul nostru de video call cu screen sharing. E foarte ușor de folosit, poți să-i oferi username-ul tău elevului sau elevul să-ți ofere username-ul lui ție, pur și simplu îl introduci pe site și îl poți suna. Tu alături de elev discuți despre plată, cum îți trimite el banii, în contul în care trimiți, deci nu are legătură cu noi. Ca profesor o să ai de plătit lunar un abonament în funcție de numărul de elevi pe care l-am repartizat noi. Desigur, dacă nu ți-am repartizat niciun elev, nu o să ai de plătit nimic. Acest abonament se plătește lunar și e în funcție de numărul de elevi repartizați, nu de numărul de ședințe. Și de prețul pe care îl ceri tu pe o ședință. Nu este în funcție de numărul de ședințe. Poți avea mai multe ședințe cu elevii, nu se modifică acest preț. Și de exemplu, să zicem că tu ceri pe o ședință 50 de lei sau 60 de lei, noi ți-am repartizat pe platformă un elev, tu ai avea de plătit lunar 10 plus 10 ori numărul de elevi, adică 20 de lei. Dacă ți-am repartizat 2 elevi, ar fi 10 plus 10 ori 2, adică 30 de lei. De exemplu, tu dacă ceri pe o ședință 80 de lei, prețul este de 15 plus 15 ori numărul de elevi. În cazul în care avea un elev, ar fi 30 de lei taxa, 2 elevi, 45 de lei. Desigur, în cazul în care tu ceri mai puțin, pe o ședință zicem 30 de lei sau 40 de lei, suma pe care avea-o de plătit lunar este de 10 plus 5 ori numărul de elevi. Deci dacă ai avea un elev ar fi 15 lei, dacă ar fi 2 elevi ar fi 20 de lei și așa mai departe. În cazul în care ai nelămuriri, întotdeauna poți să-mi scrii la linkul afișat pe ecran, care reprezintă cartea mea de vizită online. Acum urmează să parcurgi pașii de care am zis la început. Completezi formularul și te înscrii la o discuție. Îți amintesc, dacă ai nevoie urgentă de ajutor, intri pe prima pagină și dai click pe butonul Am nevoie urgentă de ajutor. Îți urez mult succes!